Ne-am reîntors, mulțumim Alinei pentru clipul de astăzi. Parcă a fost făcut cu dedicație, nu parcă, chiar a fost făcut cu dedicație atât timp cât știa că Dragoș e în platoul emisiunii Răsăriții. Normal că a ales să pună în loc de o melodie. Bine, a fost Taylor Swift acolo, a prezentat ea ce a prezentat pe scenă, dar pe background așa s-au văzut o grămadă de domnișoare defilând pe celebrul catwalk de la un producător de sutiene și alte lucruri din astea cele de folos domnișoarelor și doamnelor. Că bărbaților nu prea cred. Trecem la invitatul zilei din această zi, așa că urmăriți-ne cu atenție. Da, invitatul zilei direct în prim plan. N-a lăsat prea mult să ducem misterul ăsta. Să reglăm noi un pic generalul, pentru că Alina a avut grijă de noi în dimineața asta într-un mare fel de amândoi, ne-a lucrat pe amândoi. Invitatul zilei cu două capete mai înalt. Băi, nu, eu o fac exact ca la frizer, n-am ce să... Am pus perna sub mine. Nu știu dacă e ca la frizer. Da, mă rog. Da, e ca la tractor. Acum chiar te-ai înălțat. Dacă îți mai dă o din asta, o să fii și lider. Deci eu să mă simt bine. Bună dimineața, Carmen, bine ai venit alături de noi. Știi, acum o să fii băgat între doi băieți pentru discuția asta. La un moment dat când ai intrat în studio, am zis că vii cu un bol cu papiote. Așa crezut. Zic, nici nu mi-a spus despre ce vorbim, ce-i drept. Bine, știam despre ce, dar acum e o glumă așa prelungită. Trebuie să-i mulțumim Alinei în orice caz, pentru că a avut grijă de noi în dimineața asta. Ea s-a ocupat și de invitatul zilei, nu? Da. Adică piesa a fost una pe măsură, potrivită și foarte digerată de noi și urmează să digerăm și chestiile astea, să le savurăm cu alte... Deocamdată sunt doar de butaforie, așa știi că sprise frumos în ciclă. Tu da, nu? Se duc cu totul. Nu mai scapă, nu, nu. Carmen, spune-ne și nouă ce se întâmplă aici, pentru că reprezinți Miss Baker, un laborator de dulciuri din Constanța, care are și un magazin, din câte am înțeles de la tine, online. Cei care sunt interesați de produsele voastre cred că le pot achiziționa și de pe internet. De la cine a pornit ideea asta cu făcutul dulciurilor? Că în casă, știi, când ești mică, te mai învârți pe lângă mama, bunica, tata nu prea face dulciuri decât ea doar zahărul din bere. Nu e exclus în ziua de astăzi să facă și tata. De la mine a pornit această... De ce? Ce te-a apucat să faci din asta? Nu știu, că domnișoarele poate că se gândesc către o carieră în... nu știu, în modeling. Da, în modeling pentru frizuri, pentru, nu știu, pentru oje, făcut unghii și așa mai departe. Dacă am făcut cu toții oje, unde da, am ajuns? Dar mai tipă, da. Oja nu-i prea pune la gust. Da, nu e așa. Eu cred că am mai mult succes cu asta și chiar sunt fericită că mi-am găsit această pasiune din timp, de la o vârstă fragedă. Serios? Da. Am început acum 5 ani, dar laboratorul l-am de 4 ani și acum am 26, deci zic eu că mi-am cultivat această pasiune foarte bine de la o vârstă foarte... Care a fost sâmburile plăcerii? Adică cum așa din toată să-ți placă să faci dulciuri și să dai și la alții? Să nu-ți placă să faci dulciuri. Păi da, dar dacă nu ți-e bine, de exemplu, dacă fac salam de biscuiți, iau salamul și bag biscuiți în el. Nu încercați rețeta asta de la Vali. N-ai mâncat de la părinții biscuiți dați prin răzuitoare? Băi, eu de la părinți mâncam zahăr pe pâine și cu puțină apă deasupra, știi? Să... Cum, băgai toată pâinea? De ce nu faci? Nu, am încercat și eu asta în copilărie, chiar... Păi aia era, doar că afară nu se ieșea cu telefonul, se ieșea cu fața scării la scarabeu. Da, la scarabeu. Da. Și ieșeam cu pâinea, mușcată din ea, evident, toți ceilalți se uitau la tine, stai cu moșion ca să fac o felie. Sau mai era varianta în care dădeai pâinea prin ou bătut, da. Și oul bătut avea și zahăr în el și prăjeai și... Păi eu ce spuneam, dacă ar fi să vorbim de copilăria noastră, pe vremuri nu exista toast. Beteală. Da. French toast. Sau Gigi Papa. La noi așa se Gigi spune. Gigi Papa-i facem cu un alt. Gigi Papa. Asta spunea că pe vremuri nu exista betel, asta se punea vată direct pe ramuri, la brad. Da, și era mai frumos, nu? Cred că era mai frumos. Totul... Da. A evoluat, nu? A evoluat precum telefonul. S-a dus de la disc, am trecut la astea moderne, practic face aceleași lucruri ca un televizor sau este calculator. Este mersul firesc al lucrurilor, iar mersul firesc al lucrurilor a ajuns acum la ceva de genul ăsta, care arată cât se poate de bine. Da, și pe care le facem cu ingrediente la care aveau acces și bunicile noastre înainte. Adică, da, făină, drojdie, zahăr, lapte, unt, adică nu folosim niciun fel de praf, nu încercăm să ne ușurăm munca niciun fel. Dar ce se întâmplă la nivel de colorat? Pentru că aici trebuie să existe un colorant alimentar, nu? Da, este un colorant alimentar, îl căutăm pe cel de cea mai bună calitate. Natural, natural nu poate să fie să ne iasă atât de bine culoarea, dar
încercăm să fie că cât dacă ar fi nevoie de galben, poți să faci din foițe de ceapă, dar să mănânci un din asta cu puste foițe de ceapă n-ar da bine. Tot vorbeați voi de usturoi mai devreme. Usturoi. N-am încercat asta, dar na. Prăjitură cu usturoi. Știi că înainte să vopseau ouăle cu roșiața de la sfecla de roșie, adică te amintesc că la chiar pătează. Verde cu pătrunjel, cu spanac. Na, sunt. Hai spune, ce se întâmplă la tine în laborator? Faci numai frumuseții din astea de tip smiley face? Dacă le-am desenat și eu, îți dai seama. Facem mai multe tipuri de frumuseți. În perioada asta facem cozonaci. Serios? Turtă dulce. Da, e foarte de dimineață emisiunea voastră și un cozonac. Ar fi fost chiar până să vin cu da, să vin cozonac cu cald la ora asta, e un pic cam greu. Dar puteți să comandați de pe magazinul nostru online și noi le livrăm calde. shop.missbaker.ro. Am înțeles. Dacă vreți să aveți o altfel de masă de sărbători, puteți intra cu încredere. Dacă vreți niște pofte matinale, cu siguranță. Dar uite că totul se vinde online în ziua de astăzi. Nu știu ce, trebuie să fie o piață și acolo, Dragoș, că dacă nu vinzi online, înseamnă că nu există. Până nu, și... e mai comod pentru cumpărător, practic, e nu? Mai comod pentru cumpărător. Noi le livrăm acasă. Aveți garanția că primiți produse proaspete. Știi ce se întâmplă asta cu garanția? Da, bine, la tine că ești din Constanța, avem toată încrederea în tine. Dar, de exemplu, mi-am luat odată o șapcă de la un magazin online și parcă zici că a fost capacul de la sac. Și a zis, băi, mărimea aia, măsoară pe dinăuntru cu metru. Deci și îmi intră până aici, zici că sunt vader. Aici vorbim de prăjiturele. Aici vorbim de prăjiturele. Că... adică în momentul în care cineva îți intră în cofetăria ta, în patiseria ta, îl strânești imediat. Sunt mirosurile acelea care n-au cum, te fac imediat să ai pofte. Dar în momentul în care se uită pe laptop acasă, cum îi strânești? Doar vizual? Da, avem imagini, plus că am clienți care au mai comandat, da. Am avut tot felul de evenimente, ne cunosc deja oamenii produsele și atunci deja au preferințe, știu cred ce că vor. Cred că mare parte produsele voastre se ducă către evenimente, știi? Atunci când, cum se numesc astea la unții acum? Candy bar? Candy sau bar, cum? Da. Nu? Da. În candy bar o să vezi în astfel de boluri da. Macarons, sau cum se numesc, nu? Macarons, da. Dar nu prea am mâncat la viața mea decât prea îmbalate. Uite cât ai de mâncat. Îți mai trebuie astea vreți să iei înapoi? Nu. De asta v-am adus și un bol cu acces rapid da. Și cutiuța cadou pe mulțumim. Care o desfaceți da. Când vreți. Noi am desface-o acum, dar eu chiar vreau să mă rog față. Așa ca tendință pe piață să aduci produse noi, să încerci să faci ca în afară, nu știu, prăjiturile. Ca la noi vorbeam înainte de negresă, de cunoscuta savarină sau ecler. Oamenii că ar trebui să se îndrepte și către alte produse din astea. Mai frumoase, să încerce și altceva nou. Ai tendința atunci când intri într-o cofetărie, nu, să ceri, dă-mi o savarină. Da, deși dar, sunt o grămadă dacă de stau lucruri. Bine să mă gândesc, aș avea și tendința referitor la ce vorbeam mai devreme, să cer ceva din copilărie. Poate reuși să faceți o chestie din asta, gen ce? Pâine prea cu... A, pâine cu da. Zahăr. Cu apă și lapte. Da. Ceva și mai, varianta mai... modernizată, să zicem așa. Mai modernă, da. Da, eu am cornulețele cu magiun pe care le făceau bunicile noastre. Anul ăsta am făcut de Crăciun mere pe băț trase în ciocolată. Mere pe băț, da. Da, adică am încercat să aduc copilăria cumva în zilele noastre. Tradițional, nu neapărat copilăria. Da. Știi că în perioada asta cam lucrurile făcute de genul mărul pe băț sau gutuia băgată la cuptor face parte dintr-un tradițional. Undeva în perioada sărbătorilor se gustau din asta, nu făceai, nu te-ai permite să faci tot timpul anului, dar la o zi festivă, uite, că reușești să stârnești cel puțin interesul celor care, bă, stai că asta mâncam eu în copilărie, da, pâine cu zahăr. Foarte frumos, da. Ți-aduce aminte de niște vremuri. Uneori mai bune. Avem așa ca și tendință la nivel de cooking în România să egalăm vreo țară, nici nu știu care ar putea fi lider la nivel de dulce. Cred că când vorbim de ciocolată spunem clar Elveția. Când vorbim da. De prăjituri, ce? Franța? Depinde. Franța e pe macarons, da. Pe aluaturi, pe croissant, pe... Cum? Inclusiv. Pe aluaturi suntem noi. Aluat, băiatul... Da. A luat băiatul tot. Să vezi ce a luat. Cum? Pe a luat? A, e verbul. Da. Șurile sunt tot din Franța. Din Italia mai am niște fursecuri foarte bune, cantuccini, cannoli, iar sunt niște rulouri umplute cu cremă de ricotta. Este mai mult pe brânzeturi. Și pe... Parcă zici că mă uit în prescripțiile, în eticheta de la Pariser, că numai acolo nu scrie. Deci în afară carne 1%. Restul din astea. Pătiteti, perdeleti și țiplă deasupra. De ce? Ricota este o brânză, da, este bine, cât se poate de naturală. Și am încercat să luăm din fiecare țară trendul și să-l aducem, să le adunăm pe toate în oferta noastră.
bineînțeles, făcute toate cu ingrediente naturale și cât se poate de proaspete să fie. Adică le facem atunci, în ziua în care le livrăm. Dulciurile sunt și sănătoase până la urmă. Sunt sănătoase, bine, dar trebuie să păstrezi proporțiile, Dragoș. Ce se întâmplă când cap mâna în pungă? Da. Uite, o să vezi ce se întâmplă. Mai stai puțin, o să vezi. Zine, dacă în oferta ta există și dulciuri potrivite pentru fiecare, să zicem, eveniment din viața omului. Adică acum, clar, pentru Crăciun, da, pentru sărbători, ne-ai zis. Chiar, dar dulcele acelea romantic, să zicem, desertul romantic, pentru o seară romantică, pentru... Păi, acum depinde. Am... Ce înseamnă romantic? Depinde de gusturile fiecăruia. Ciocolata cu rom, da, pentru ambele părți. Ciocolata, da. Ciocolata, în general, cred că este cel mai romantic ingredient pe care noi îl punem într-un tort cu foarte multă ciocolată. Avem un blat dens de ciocolată, o cremă de ciocolată și fructe de pădure ca să mai... Marii devine romantic. Da. Mai am Pavlova Love, pe care nu mai am în ofertă acum, da, pentru că nu sunt fructele de pădure foarte bune în perioada asta. Încerc să le iau pe toate local și să fie, să aibă gust. Dar vara o dau foarte bine. Este un coș de bezea cu o cremă foarte fină de fructe de pădure și fructe proaspete. Cred că... Bezea, ce sunt? Fulețea mai mare așa? Bezeaua este albuș de ou cu zahăr. Bine, făcut spumă și sunt... Da, erau bezele. Mă bătea mama cu el. Până nu faci ca să nu cadă din ăla, mestecă, nu ieși afară. Deci cam astea ar fi variantele pentru desertul acesta aromatic. Și dacă duceți lipsă de una sau de alta, făcând și o glumă, întotdeauna există varianta un tub de frișcă. Vă mânjiți. Important e să fie frișca din lapte. Din lapte. Nu mâncați... Și să fie și multă. Dacă greșești tubul de frișcă cu silicon, spumă din aia adezivă. Mai bagă și un cățel de usturoi pe acolo ca să fie... Zile, te rog frumos, sau mă rog, zile doamnelor, domnișoarelor, pentru că totdeauna și șefii bucătari știu treaba asta, mulți dintre ei nu prepară dulciuri, nu se bagă la dulciuri. Zile doamnelor și domnișoarelor de acasă. Normal. Sfaturile tale pentru cele care zice, ar dori. Tu nu pui manele, ăla nu face dulciuri. Ce e mare lucru? Sfat pentru cele care ar dori să se apuce de așa ceva, dar au o teamă în momentul ăsta. Cel mai important este să le placă, să fie dispuse să... Ce dragoste. Da. Da, e dragoste, până la urmă, în absolut orice. Că dragoste nu este nimic nou, exact. Chiar și în zidărie. Exact. Ana a băgat-o în zidărie. Dragoste, normal. Și referitor la rețete, la desert, este foarte important să respecte rețeta. Rețeta e sfântă. La... Știi ce se întâmplă la rețetă? Spun eu. Când pui și se pune un pahar de lapte, păi până pun eu paharul de lapte la final, jumătate îl beau eu. Deci rămâne doar jumătate de pahar de lapte, dacă nu se respectă rețeta. Bine, acum depinde de tipul de făină pe care îl folosesc. Cu mai mult gluten, mai puțin, mai trebuie să adaugi un pic de lapte, mai scoți. Dar dacă ai deja o rețetă foarte bună, rețeta mamei, eu știu, rețeta mamei de cozonaci care ieșea, respectați rețeta și sigur iese. Le e teamă probabil că lucrurile se pot arde în cuptor. Știi că dacă te-a pus să faci un cozonac, o să se umfle atât de tare încât de pe lângă. Dacă nu se respectă proporțiile pe acolo sau timpul de coacere. Broștia e foarte importantă, măsura, toate. La mine întotdeauna cozonacul e frumos pe deasupra, dar înăuntru vulcan, lavă. Totul e strâns așa, ghemător. E cam mare. Dar probabil se arde primele de și când iese. Chestia asta cu candy bar vă avantajează într-un fel ca laborator, adică puteți livra produsele voastre, știi? Că până acum nu exista candy bar. Era unul la intrare și te dea doar un pahar de plastic cu puțină șampanie. Acum... Și un piscot, da, nu știu dacă vrei. Piscotul e mai... Da, și piscot, exact ce vorbeam. Au evoluat lucrurile. Mai întâi un pahar de plastic cu șampanie și o acadea, după care un pahar de plastic cu șampanie și un piscot și acum, uite, s-a ajuns la candy bar și așa mai departe. Chestia asta cu candy bar-ul chiar se cunoaște. E, în primul rând, bine făcută masa cu rame, cu chestii frumoase scrise pe acolo, dar și lucruri care nobinează sunt produsele de pe voastre. Da. Da. Este foarte important ca fiecare să-și aleagă un candy bar din produse bune. Degeaba avem ce un candy bar. Când se o selecție... candy bar-ul? Înainte, după, la mijloc, când se fură mireasa? Acum... După ce te înveți, mai treci până lângă candy bar, mai de acolo. Depinde foarte mult când începe evenimentul. Pentru că sunt evenimente care încep pe zi, evenimente care încep seara. În general, pe tot parcursul serii sunt persoane care vor să mănânce dulce. Eu, spre exemplu, când merg la un eveniment, mănânc foarte puțin din aperitiv, dar dulcele trebuie să văd să le gust pe toate. Asta dacă nu sunt făcute de mine și știu despre ce este vorba. La fel, cum alegem meniul pentru eveniment, e bine să alegem și prăjiturile foarte bune, serios? Pentru că
da, degeaba luăm mult și prost. Așa se întâmplă. Pentru tu că... cum vezi cărucioarele în ziua sărbătorilor? Da. Dar nu, da, e măsura. Știi, e o chestie psihologică, de-aia a făcut aia de tamai cărucioarele, ca să bagi în ea, că dacă ți-ar fi dat coș de mână, n-ai fi cărat așa în viața ta. Da, tocmai. E foarte bine să avem și pe farfurie, la meniu și la candy bar, câteva prăjiturile de persoană, dar să fie bune, adică să fie apreciate de cel care le consumă. Noi în oferta de candy bar avem foarte multe tipuri de prăjituri. Ne întâlnim cu mirii de 3-4 ori înainte de eveniment, stabilim cam ce își dorește fiecare, bineînțeles, cu degustă. Vreau să mă întâlnesc cu mirii de vreo 3-4 ori ca fotograf. Da, e bine, pentru că e bine să stabilești o legătură cu persoanele respective, să le cunoști și să vezi exact ce își doresc. Nu atât la candy bar, cât la tort. E foarte important ca tortul să iasă așa cum își doresc. Ai avut provocări de genul, nu știm exact ce ne dorim. Nici la candy bar, nici la tort. Surprinde-ne, fă-ne tu ceva. Da, fă-ne ceva. Da, sigur că am avut. În general, da, în general, mirii nu prea știu ce își doresc. Dar ei știu dacă din oferte sau au văzut până la alte nunți făcute de tine. Da, am fost și, acolo știi? Și ne-a plăcut așa, dar eu încerc totuși să le fac un pic mai personalizat. Nu știu, în funcție de locație, în funcție de tema pe care și-au ales-o, că au început să aibă și la noi evenimentele teme și să ne încadrăm într-o anumită culoare. Suntem pe final de întâlnire, Carmen, și aș vrea să spun că pe lângă satisfacția personală sau a familiei, a prietenilor, faptul de a face produsele astea frumoase pe care le avem în față, e vreo competiție de gen? Adică te poți duce la București anual, nu știu ce, bătălia bucătarilor de prăjituri? Mi-aș dori să fie. Nu există, nu? Nu există la noi în țară, dar... Dă startul, serios, pe timp de vară, că e o idee bună. Să se întâlnească toți... În cofetăriile clasice, noi tocmai de-aia lucrăm pe comandă, ca să putem să le facem proaspete. În cofetăriile clasice se cam folosesc premixuri, margarine și alte lucruri, lucruri care să ușureze munca angajaților, să fie... Am înțeles. Ați înțeles. Dar măcar ceva așa, nu știu, de competiție. Cel mai frumos tort, știi că... Pe Discovery era o chestie cu oamenii care făceau torturi, știi? Noi suntem întotdeauna în competiție cu noi înșine. Cu voi, am înțeles. Și da, sper să se facă și la noi să fie ceva. Tu, fii întemeietorul. Bine, îți mulțumim foarte mult că ai venit alături de noi și ai spus și telespectatorilor. Hai să spunem încă o dată unde se găsește Miss Baker în Constanța, ca să poată veni și ei, pentru cei care vor face evenimente ulterior. Biroul nostru unde ne întâlnim cu viitorii clienți este pe strada Traian, în incinta hotelului Maria, birou numărul 3, iar laboratorul este în Cumpăna, pe strada George Coșbuc, numărul 29. Ce scrie la intrare? Localitate europeană sau cum? Da, sat european, sat comună europeană. Multe dulciuri. Da, îți mulțumim foarte mult încă o dată că ai venit alături de noi. Mulțumesc. Succes, ai un an să-l închei așa cum vrei tu. Anul 2017 să fie o nouă provocare pentru voi și să vă ducă... Să facem și un joc să fie un an foarte dulce. Un an siguranță, dulce, da. Dulce, sigur este la noi. Ne oprim din discuție, doamnelor, domnilor. Trecem la rubrica de fitness. Nu de alta, dar se potrivește de minune. Fitness-ul de fapt, dulce. Fitness.